Salutare! Observatorul de Nord continuă să prezinte prețurile de la piața din Soroca, pentru a cunoaște ce s-a scumpit sau poate ieftinit. Am ales să punem accent pe principalele produse care se găsesc la tarabele comercianților. Prețul la uleiul de floarea soarelui nerafinat costă la piața din Soroca 35 lei, uleiul de floarea soarelui rafinat ajunge la 43 lei. Cât privește carnea, un kilogram de vită costă 120 lei, carnea de găină se vinde în mediu cu 50 lei, iar carnea de porc ne costă în această săptămână 110 lei. Și peștele este la căutare printre sorocenii cărora nu le place să arunce undița în nistru. Prețul unui kilogram de crab se vinde cu 70 lei, soiul de cosaș ajunge la 75 lei, novacul costă 40 lei kilogramul, iar fitofagul la piața din Soroca poate fi cumpărat cu 35 lei. Pentru cei care preferă produsele de casă, 10 ouă costă 26 lei, prețul unui litru de lapte proaspăt muls este de 15 lei, brânza de vacă costă 65 lei, cea de oaie se vinde cu 160 lei, iar smântâna se vinde cu 50 lei litrul. Mierea la Soroca se vinde cu prețul de la 90 la 120 lei kilogramul, zahărul costă în mediu 16 lei. Făina de grâu ajunge de la 10 până la 16 lei, orezul de la 16 până la 25 lei, iar hrișca poate fi cumpărată cu prețul de la 28 până la 35 lei, în funcție de producător. Spor la cumpărături și nu uitați să alegeți produse autohtone!